Că de a face omul acesta viu va fi prin trânsul respectul din cartea vieții tale. Și împreună cu turma moștenirii tale ca să prăstăvesc în rânsul numele Tău cel Sfânt și al iubitului Tău Fiu al Domnului nostru Iisus Hristos și al Duhului Tău cel de viață, dacă tot să fie ochii Tăi copil, totdeauna cu mine spre El și urechile Tale să asculte glasul rugăciunii Lui, veselește pe în lucru mâinilor Lui și în toarnă Lui, ca să mărturisească Ție în cuvânt să-ți trebuie numele Tău cel mare și banal, să Lui audă pura în toate zilele vieții sale, că pe Tine te laudă toate puterile cele și a Tăi să slavă. Așa, acum vă dați în față, în față, la mine, poftiți, puteți să intrați în biserică. Așa, intrați în biserică. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Ce-am de te vedea, diavole, Domnul, cel ce a venit în lume, s-a sănășuit din oamenii care sunt pe tirania ta și pe oameni să-i zbătească și pe oricum de vecele pătrimice a dorit soarele trecându-se și pe oricum plătinându-se. Cu tremură te știi de păcate, că te știi de orice mire care o placă nu scapă, dar în gărmări și acertați să te duc. A cărei că unde trebuie să facă Dumnezeu și curată de Dumnezeu, ca tine așa fost părcește de Dumnezeu. Teme-te ești, te departează de la zilea aceasta, să nu pentru că se dați cu Dumnezeu, să înfirmi să ne sunt credin că ceva lui nici noaptea, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază, și de luni iarul tău până ziua cea mare, în viteaz și de căzi. Câte de Dumnezeu, cel ce șoară pe rădăcini și caută spre adecuri de care se cutremur în ele, iar frate, scaune, pe mine, ce a părinit de stăpânturile, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Dumnezeu să spun celui picolător și scăpătorul peste toată lumea, căria să ne ajut și nevătrușilor ce mai neagă țără întâi ție, diavole, pe reacția mucile vești, pe mine, să-i cerul pe mine. Și eu până cu grafica ta lucrare vorbește de grabe satana pe picioarele lui și devine impostorul și asupra duhurilor lui celor necurate. Ca dovând din mila ta se vrăgească de taină ta la cine moritoarea și cerești să slavă, să înalță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, iubește, Stăpâne, Doamne, Cel ce ești, în care Fii Domnul și-o Fiu, și va semnă la ta și-o dar iubitul de-a lui Dumnezeu să vezi. După aceea, ca să clipă ca noi întâlnit cu vederea cel din mântuire în lui Dumnezeu, care fi soțului tău, de să-ți primește împărăția ta ce șerată și făptura cea pătată care îți văzut de vreopia vrăjmașului. Deschide ochii gândului ca să se rucească în lumine Evangheliei tale, însuțește viața lui cu înger de lumine ca să-i zioase pe vreodul Dumnezeu la potrivnicul de întâlnirea cine zicrează, de demonul cel de-a mea de semnă lucid rău. Te părtează la Iisus, de fapt, și așa, pe care să te lepezi de satana și de toate lucrurile și de toți lui și de totul lui și de toată slujirea lui și de toată profia lui. Te lepezi de satana și de toate lucrurile și de toți lui și de toată slujirea lui. Te-ai unit cu Hristos, l-am unit și crezi Lui și ai să primiți cred. Cred în Dumnezeu, în cerul și la pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și omul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, cu mila din nimic, Dumnezeu adevărat, născut, iar din făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care, pentru noi oameni și pentru noastră mântuire, s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și de Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstinit pentru noi în zilele lui cum se pura și a venit și s-a întrupat și iată pe ea zilul cu și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă și să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață făcător, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăbit, care a trăit în proroci, în Duhul Sfânt, să domnicească și a păstorească Biserica, mărturisesc că
Tatălui, aștept învierea morților și viața veacului, ceva să fie a mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimii celui de o ființă și ne despărțim. Să fugă de la pismașii zilii tale că am chemat, Doamne, numele Tău, cel minunat, slăvit și înfricoșător pentru cei potrivi. Și nerătate să nu se ascunde în apa aceasta, Duhul cel întunecat, rugămâne ție, Doamne, nici să se povară la acesta ce se botează, Duh viclean care duce întunecare gândurilor și turbure cugetului. Și Tu, Stăpânea, toate arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfințire, curățire sufletului și trupului, deslegare legăturilor tale, păcatele, luminare sufletului, baia de a doua naștere, înnoire, Duhului, carne, fire, îmbrăcăminte, nesti, căciune, zbor de viață. Și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se unge robul lui Dumnezeu Victor Sorin cu îndelemnul bucuriei în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să spuneți așa, amin. Spre sufletului, amin. Și a trupului, amin. Spre ascultarea credinței, amin. Mâinile tale, Dumnezeu, și m-au zubit, ca să o urmă pe tale. Amin. Așa, Victor Sorin. Da, să luați creșma de acolo. Așa, aceasta, da. Așa și veniți aici. În numele Tatălui, amin. Și al Fiului, amin. Și al Sfântului Duh, acum și purea, și vecii vecilor, amin. Dar nu-i spun. De
cetea Davidului spun. Pe 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 cetea Davidului spun. Să păzească toate câte v-am poruncit vouă și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Doamne, binevoiește să strălucească furura lumina feței tale în inima lui, apără proapă să credințe lui nevântuitele vrăjmași. Păzește întrânsul nespurcată și neîntinată haină nestricăciunii cu care s-a îmbrăcat, păstrând întrânsul cu harul tău nestricate pe cetea cea duhovnicească și fi milostiv acestuia și nouă după mulțimea durerilor tale, că s-a binecuvântat și s-a preasfântit prea cinstitul și nemare cuvință în numele tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm, Stăpâne Doamne Dumnezeu nostru, care prin spălarea botezului dai strălucirea asta celor botezați și ce a doua oară sunt rugându-l acesta, Victor Sorin, nou luminat prin apă și prin duh, și dăruie ta cu capul și rugăciunilor fără de voi, pune pe zâmbetul până la ta putere și îl păzește pe el cu puterea bunătății tale ferește, iar bună pentru Dumnezește pe dânsul de viață, de veci, de ce bine făcut de ție. Că Tu ești Sfințirea noastră, ție slavă, însă-n Tatălui și Fiului și Sfântului, în vacul și pururea, și în veci, și veci, și ce prin vasul Tău cel ales apostolului vasului, neproducindu-l în acolo să retoacești în slava Ta. De rogul Tău, Victor Sorin, care cerează în capul Sfântului, cuvintează în Dumnezeu și cunoaște-te. Să-i dăruți 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 să-i
Cântăm în cor, așa e frumos în biserică, să fie armonie și comuniune și trebuie să înceapă tot copiii să fie sigur. Dar emoții trăiești și nașii, care au dat mărturie despre creșterea Duhul Ortodoxiei acestui club, care de astăzi vă devine Fiul Dumnezeu. De aceea v-ați depădat de Satana și v-ați venit în Hristos, ați rosit simbolul de credință ca unii care ați dat mărturie în biserică, în mod public, despre creșterea Duhul Ortodoxiei acestui Fiul, care vă devine de astăzi Fiul dumneavoastră. Dumnezeu să dăruiască sănătate, Maica Domnului să dobrotească și să fie, în primul rând, sprijin părinților, bucurie și adunarea dumneavoastră nașilor și fiul de Dumnezeu al Bisericii noastre de rost. Să vă trească pe mulți și binecuvântați ani. Sunteți pregătiți pentru... Dacă vrea, mai ieșim, mă dați și intrăm?
cum voi doriți dumneavoastră. Haideți, cum doriți.